este un Arzad y él hace parte de la familia Aceraceae, crece en Europa Centrală și de Est, îi place climatul călduros și poate să ajungă până la 30 de metri. Frunza arțarului este mare, formată din 5 lobi și are formă de palmă. Are o codiță foarte lungă, care se numește pețiol și se află pe steagul Canadei. Fructul arțarului se numește samară. Și două samare alcătuiesc un V sau o formă de pasăre. Arțarul este folosit la obținerea mobilei, la celuloză și la cărbune.